prima greșeală a plecat de la mine, pentru că de la 22 de puncte diferență, nu am cerut time-out până la diferența a ajuns până la 9 puncte. Deci, repet, prima greșeală pleacă de la mine. Și după aceea, echipa efectivă nu a înțeles intensitatea cu care trebuie să apere la toate faze, nu doar la faze de aruncare. Noi am intrat efectiv în jocul echipei din Ketchum, care este o echipă foarte experimentată, este vicecampioană Ungariei, așa că această echipă experimentată a reușit să profite, a scăzut ritmul, a știut să scadă ritmul. Și noi, practic, dacă am fi păstrat același ritm, dar nu poți să păstrezi același ritm când nu ai posesie. Și posesie nu ai dacă nu faci recuperare defensivă. După aceea posesie nu poți să ai pentru că echipa adversă a început să și marce aruncarele de 3 puncte. Am intrat într-o criză de idei. Adevărul este că, și, repet, am și experimentat pentru că am jucat pentru prima dată cu 4 străini pe teren, deoarece noi deja joi și vineri vom juca în Alpe Adria. Iar în Alpe Adria e alt regulament față de regulamentul din România. Noi acolo putem să jucăm dacă vrem și cu 5 jucători străini pe teren, lucru care astăzi nu s-a întâmplat, dar am încercat măcar să ved formula cu 4, pentru că efectiv 5 meciuri jucate de până acum, asta la 6-lea de verificare, n-am folosit decât formula cu 2 jucători români pe teren mereu. Și acolo s-a simțit niște nesincronizări, pentru că nici la antrenament nu jucam așa. Bine că s-a văzut, bine că am avut posibilitate să vedem. Mă bucur că echipa a reacționat foarte bine la ultimul time-out și a jucat exact despre ce este vorba. Asta spune că avem jucători experimentați, jucători care înțeleg basket. Și bine că a reacționat la ultimul time-out luat de echipa maghiară, când noi am schimbat apărarea practic și am reușit să surprindem. Dar, repet, meritul este jucătorilor, faptului că ei au știut cum se gestioneze aceste secunde. Vederea meciurilor care avem de jucat joi și vineri, e foarte bine că s-a întâmplat așa, decât să avem o victorie la peste 20 de puncte, care poate era o falsă impresie a valorii în acest moment.